Actorii Teatrului Botoșănean au cucerit Ucraina. Aceștia au ridicat sala în picioare în cadrul unui festival de artă dramatică organizat săptămâna trecută la Teatrul Olga Kobileasca din Cernăuți. Artiștii botoșăneni au prezentat spectacolul Tu ești Dumnezeul meu în regia Ludmilei Scripca în fața peste 700 de spectatori, printre care și numeroase oficialități, critici de teatru și jurnaliști ucrainieni. Spectacolul jucat de actorii Teatrului Mihai Eminescu a impresionat prin mesajul transmis, dar și prin calitatea interpretării. Tu ești Dumnezeul meu redă într-o manieră artistică de o rară finețe o poveste dramatică cu accente ușor comice despre atașamentul dintre om și câine, despre legăturile uneori șubrede dintre semeni și necesitatea iubirii ca ingredient vital al omenirii. După spectacol, actorii botoșăneni au fost copleșiți cu aplauze de un public care timp de o oră și 50 de minute a râs și a plâns. Actorii botoșăneni au fost felicitați inclusiv de Consulul General al României la Cernăuți, apreciind colaborarea dintre Ucraina și România prin intermediul artei. Mulțumim, domnule director, stimați artiști, pentru participarea dumneavoastră și pentru colaborarea dumneavoastră cu Teatrul Olga Kobileasca din Cernăuți. Și mă bucur că de data aceasta avem o colaborare frumoasă, munca dumneavoastră, eforturile artiștilor din Botoșan și din Cernăuți, iată că dau roade într-o nouă formă, când o piesă este pusă pe scena de teatru, atât în Botoșan cât și în Cernăuți, când un regizor artistic este din Ucraina. Felicitări regizorului artistic, doamnei Ludmila Scripca. Tu ești Dumnezeul meu este o adaptare după piesa lui Albert Gurney, regizată de Ludmila Scripca. Din distribuție au făcut parte talentații actori Gina Pătrașcu, Bogdan Muncaciu, Silvia Răileanu, Răzvana Mitroaiei, Irina Mititelu, Gheorghe Frunză și Petruț Butuman.